Sorin Dinu vă prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine v-am regăsit în cadrul jurnalului. Vă invit să urmărim împreună cele mai importante evenimente ale acestei ediții. De 30 de ani, Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare este în slujba persoanelor private de libertate și a familiilor acestora. Sute de vieți au fost schimbate, zeci de suflete au fost convertite și multe inimi au fost impresionate de mesajul Evangheliei. ADRA România și Biserica Adventistă de ziua 7-a susțin mai departe refugiații ucraineni. Iar Universitatea Adventus de la Cernica organizează conferința internațională Educație, Biblie și Societate. Tema din acest an este Inovații contemporane, provocări și oportunități. Mai multe detalii în jurnalul pe larg. În urma proiectului Împreună pentru oameni, desfășurat anul trecut în luna noiembrie în București, au rezultat mai multe inițiative care să eficientizeze efortul și resursele dedicate acestui proiect. În acest sens, una dintre propuneri este Biblia gratis, care constă în amplasarea unui afiș pe unul din panourile publicitare din zona Piața Unirii din Capitală. Afișul face apel la cei din București care nu dețin o Biblie și își doresc una să telefoneze la numărul de telefon 0740419457, unde pot comanda și primi chiar la adresa dorită, Biblia gratis. Departamentul Grupuri Etnice al Bisericii Adventiste de ziua 7, în colaborare cu grupurile Speranță pentru Gabori, prietenii lui Daniel și Misiunea Gaborilor, organizează seria de prelegeri intitulată Cele 7 cuvinte ale lui Iisus pe cruce. Acest program evanghelistic va avea loc în 17 localități ale județelor Mureș, Harghita și Alba, în perioada 19-28 ianuarie și va fi susținut de 23 de vorbitori gabori. Ce eveniment stă în fața membrilor Gabori? O campanie de evangelizare în premieră, pentru că va fi în 17 locații simultan, organizată de cele trei programe de misiune online, Speranța pentru Gabori, Prietenii lui Daniel, Misiunea Gaborilor și Biserica Adventistă prin departamentul Grupuri Etnice, în care vom avea 23 de vorbitori Gabori. În fiecare seară va fi un alt vorbitor. Tematica este cele 7 cuvinte ale lui Iisus de pe cruce, le Iisus șocheftat cu dume de potrușul. Și în fiecare seară vom avea și soliști, grupuri muzicale din toată țara implicați, peste 150 de Gabori. Avem echipe de coordonatori, de oameni care merg din casă în casă să distribuie invitațiile, grupuri muzicale, dar cel mai important grup de cei 23 de vorbitori care vor prezenta în fiecare seară subiectele evangelizării. Care a fost scopul întâlnirii din seara aceasta? În seara asta au fost prezenți toți coordonatorii de zonă din cele 17 locații pentru a prelua materiale care vor trebui să fie distribuite în locațiile respective. Asta înseamnă afișe, invitații și li s-a explicat cam ce are de făcut fiecare, ce ține în fiecare seară de organizare și să meargă doi câte doi în fiecare casă, să fie vizitați Gabori și să fie invitați la această evangelizare. Care este tema generală a evangelizării și cine sunt vorbitorii care sunt implicați în această evangelizare? Vorbitorii toți sunt de etnie Gabori și sunt mai mulți conducători de unele districte biserici, preșbiterii și conducătorii de biserici. Care este tema generală a evangelizării? Tema principală este cele 7 cuvinte spuse de Iisus înainte de răstignire. În ce limbă vor fi prezentate subiectele acestea? Subiectele vor fi prezentate și evangelizarea toată pe limba maternă a gaborilor țigănească. Limba noastră încă așa de larg n-a fost pe limba țigănească maternă și sperăm că cu ajutorul lui Dumnezeu vom duce la bun sfârșit. Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare a împlinit 30 de ani de activitate în slujba persoanelor private de libertate și a familiilor acestora. În parteneriat cu Ministerul de Justiție și Administrația Națională a Penitenciarelor, ASUP a existat prin finanțarea Bisericii Adventiste
de la toate nivelurile, dar mai ales prin dedicarea voluntarilor care săptămânal intră în aproximativ 35 de unități penitenciare. În prezent, 800 de voluntari au acces săptămânal în spațiile de detenție. Acolo stau față în față cu persoanele condamnate și oferă programe spirituale, educaționale și sociale cu scopul de a recupera și a reintegra deținuții în familie și în societate. Sute de vieți au fost schimbate, zeci de suflete au fost convertite și multe inimi au fost impresionate de mesajul curat al Evangheliei. La 30 de ani de la înființare, Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare există încă, iar persoanele private de libertate sau familiile acestora se bucură de sprijinul și atenția oferite de cei 800 de voluntari. Prin programe de prevenție în școli, licee, facultăți, prin acțiuni sociale, medicale sau spirituale, prin cursuri acreditate ori prin materiale, ASUP oferă asistență oricărei persoane private de libertate din România. Anii următori cu siguranță vor aduce noi provocări, dar voluntarii ASUP rămân loiali dorinței de bine și bun oferit tuturor, ca dar din partea oamenilor și din partea lui Dumnezeu. Anul 2024 este diferit față de ceea ce a însemnat 2022 și 2023 pentru ucrainenii din țara noastră, în sensul diminuării sprijinului oferit de donatori. Totuși, ADRA România și Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din zona Oltenia își arată compasiunea pentru cei plecați de acasă fără voie. O echipă ADRA, în colaborare cu pastorul George Zbârnea, președintele Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din zona Oltenia, și pastorii locali Adrian Țugmeanu și Silvestru Ciornei s-au deplasat recent la Băile Olănești, Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari pentru a bucura cu produse alimentare și kituri de igienă 450 de refugiați ucraineni, adulți și copii. Valoarea ajutorului pentru refugiații ucraineni a fost de peste 18.000 de euro. Toată această acțiune a fost posibilă cu sprijinul acestei echipe entuziaste de voluntari. De fapt, fiecare acțiune de acest fel ne aduce mai aproape de oameni și de dorința noastră de a îndeplini nevoile lor în măsura resurselor pe care fiecare dintre noi le avem. Dorim ca Dumnezeu să ofere belșug de binecuvântări pentru a susține în continuare inițiative asemănătoare, a declarat pastorul George Zbârnea, președintele Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din zona Oltenia. Obiectivul proiectului Speranță pentru Ucraina, coordonat de către ADRA România, vine în ajutorul persoanelor afectate de război, în vederea îndeplinirii nevoilor imediate, atât prin furnizarea de informații, hrană, îmbrăcăminte, cât și prin adăpost și asistență socială și psihologică. Misiunea credincioșilor adventiști este aceea de a ajuta pe oameni să găsească libertate și vindecare în Iisus Hristos prin cunoașterea Scripturii, iar misiunea ADRA chiar aceasta este, de a sluji umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum Dumnezeu a plănuit. ADRA Bulgaria a fost apreciată de ducele de Edinburgh pentru contribuția ei în cadrul proiectului educațional Aripi pentru copiii noștri. Proiectul se află deja în al doilea an de implementare și asistă aproximativ 1200 de copii ucraineni din Bulgaria. ADRA Bulgaria și UNICEF au organizat împreună diferite activități de învățare non-formală și săli de studiu, au organizat o grădiniță pentru preșcolari, dar și festivaluri de artă și vizite la muzee și obiective turistice. Aproximativ 60 de profesori ucraineni au fost implicați în proiectul ADRA Bulgaria într-un mediu plăcut pentru cursuri și învățare. Persoanele implicate au făcut din șederea lor în Bulgaria o oportunitate de dezvoltare educațională, precum și o oportunitate de a uni comunitatea, profesorii bulgari oferind lecții de limba bulgară pentru toate categoriile de vârstă. Proiectul a fost vizitat de un reprezentant al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Bulgaria și de secretarul general adjunct al guvernului american.
La începutul noului an școlar, ADRA Bulgaria a mediat înscrierea a numeroși copii ucraineni în școli bulgare. Pentru contribuția ei deosebită la educație, ADRA Bulgaria și echipa ei au fost recunoscute de autoritățile locale. Educația este esența existenței umane, iar noi am dovedit-o prin implicarea în acest proiect, au declarat reprezentanții ADRA Bulgaria. Universitatea Adventus din Cernica organizează în perioada 2-4 aprilie conferința internațională Educație, Biblie și Societate. Tema din acest an este Inovații contemporane, provocări și oportunități. Cei care doresc să participe cu o lucrare științifică pot trimite până la data de 15 februarie un rezumat de 300 de cuvinte la adresa iconarontuadventus.ro. În campusul universitar adventist de la Cernica, în fiecare an academic, este organizată cel puțin o sesiune de comunicări științifice și mai multe evenimente academice. În cadrul acestora sunt prezentate rezultate ale cercetărilor din domeniile teologiei, pedagogiei și asistenței sociale sau ale altor discipline din cadrul științelor sociale. Cele mai multe dintre lucrările prezentate vor fi publicate în Teorema, Jurnalul de Studii Educaționale și Simpozion, revistele Universității Adventus din Cernica. Pentru mai multe informații despre conferința internațională Educație, Biblie și Societate, accesați pagina evenimentului la adresa uadventus.ro/icon. Corul Credo al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București, condus de profesorul și dirijorul Mihai Bejenariu, a susținut un recital la Casa de Cultură din orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, în cadrul evenimentului cultural-religios desfășurat cu prilejul nașterii poetului național Mihai Eminescu. Au participat personalități diverse, printre care și profesor universitar dr. Ioan Iminovici, descendent al familiei Eminescu. Totodată, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, a generat un program omagial dedicat celor două mituri artistice românești, Mihai Eminescu și George Enescu, gazda evenimentului fiind Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Invitatul special a fost conferențiar universitar dr. Ladislau Cendeș din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, care alături de profesorul Laurențiu Prună, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu și de Valentin Filimon, director al Departamentului de Educație, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Muntenia, au introdus auditoriul în lumea culturii românești și creștine. Muzica, pantomima și poezia au transpus conținutul evenimentului într-un act artistic încărcat de emoție. Programul a inclus și două expoziții inedite, Din iubire, o colecție din arta croșetării, și Aripi înzestrate, o colecție de insecte și de bani. Expunerile au fost însoțite de interpretări muzicale de excepție aparținând elevilor. De asemenea, profesorii Doina Coconu, Iulia Drăghici, Daniela Zaharia și Mihai Bejinariu au adus un plus de surprize întâlnirii aniversare. Toate momentele omagiale dedicate celor două mituri artistice românești, Mihai Eminescu și George Enescu, au inscripționat cu emoție și responsabilitate scena de festivități a Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. În vacanța de iarnă, exploratorii s-au putut bucura de tabăra SOS. Privind la el, suntem schimbați. Tabără desfășurată la Moieciu în cadrul centrului de tineret Respiro. Deși timpul petrecut în tabără a fost unul scurt, cei peste 160 de participanți s-au bucurat de drumenții montane și activități recreative în cadrul cărora s-au legat noi prietenii. Tabăra SOS i-a învățat pe explorator să acorde primul ajutor în situații de criză și să se apropie de Dumnezeu prin studiul Scripturii, la momentele de închinare, descoperindu-l pe eroul Iosua. Ceea ce a adus exploratorilor o și mai mare bucurie a fost imnul taberei, intitulat Marea Luptă de la Gabaon. Mișa și Iosua, un viteaz ales, când își mai se adună,
Vineri 26 ianuarie, de la ora 18, la sediul conferinței Muntenia, va fi organizat un eveniment adresat exploratorilor din clasele A7 și A8. Invitatul, Andrei Ștefan, promite că va spune tot adevărul despre droguri, încercând prin povestea sa de viață să-i ajute pe exploratori să facă alegeri înțelepte. La Biserica Adventistă Popa Tatu din Capitală va avea loc duminică 21 ianuarie de la ora 15, o nouă întâlnire dedicată bucătăriei vegetariene. De data aceasta, clasa de gătit o are ca invitată pe cunoscuta autoare de rețete sănătoase, Elena Pridie. Veți învăța să gătiți vegetarian, fără a sacrifica gust și timp, și veți afla de ce ideea că nu poți mânca și sănătos și gustos este una falsă. Sute de credincioși adventiști de ziua șaptea din Ciudad de Mexico și din toată zona centrală a țării au participat recent la sesiuni de formare în domeniul alimentației sănătoase. Acestea au fost conduse de experți din cadrul companiei Alimentos Colpac, unul dintre cei mai mari producători de alimente din cadrul diviziei interamericane a Bisericii Adventiste. Liderii Departamentului de Sănătate și ai departamentelor Misiunea Femei, Lucrarea Personală, precum și alți lideri ai Bisericii Adventiste de pe teritoriul Uniunii Centrale din Mexic s-au reunit la această instruire în domeniul sănătății pentru a învăța cum pot îmbunătăți obiceiurile alimentare în rândul credincioșilor adventiști și a membrilor comunității mexicane. Principalul obiectiv al programului a fost acela de a transmite principii de prevenire a bolilor și de îngrijire a organismului prin intermediul principiilor gătitului sănătos și ale unei alimentații sănătoase. Potrivit statisticilor, una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă această țară constă în tratarea și reducerea cazurilor de afecțiuni cronice netransmisibile. Peste 20% din populația Mexicului este obeză, 30% suferă de hipertensiune, iar 12% din populație are diabet de tip 2. Sesiunile de formare în domeniul alimentației sănătoase, denumite Voi găti cu speranță, i-au implicat pe participanții în familiarizarea cu alimentele pe care trebuie să le consume, beneficiile nutriționale ale acestor alimente, modul de prevenire a bolilor și adoptarea unei diete care are la bază plante neprocesate. Alimentos Colpac a sprijinit în mod constant inițiative de sănătate ale bisericii, precum Vreau să trăiesc sănătos. Însă aceasta este prima dată când compania alimentară a organizat un program în colaborare cu Uniunea Adventistă Centrală din Mexic. Acest proiect este un instrument suplimentar care să fie folosit pentru a stârni interesul cu privire la Biserica Adventistă pentru accentul pe care îl pune pe sănătate. Alimentos Colpac activează în Mexic de 67 de ani, iar în prezent are 4 fabrici și 9 centre de distribuție care deservesc întreaga țară. Colpac produce anual peste 10.000 de tone de alimente. La final vă oferim câteva informații legate de programul de la Speranța TV. Începând cu acest weekend, avem câteva noutăți pentru dumneavoastră. Prima dintre ele sperăm să vă aducă multă bucurie, pentru că, așa cum ne-ați solicitat, introducem în grila de programe mai multă muzică. De acum, în fiecare sâmbătă de la ora 13, timp de o oră, puteți urmări o ediție specială a emisiunii Popas de Suflet. De asemenea, o altă veste este legată de programele muzicale, aceea că, în weekend, ora de difuzare a emisiunii Popas de Suflet se modifică. Astfel, de luni până joi, emisiunea se difuzează la ora 23, vineri, sâmbătă și duminică la ora 22. Nu în ultimul rând, o altă noutate în grila de emisiuni este prezența pastorului Brad Thorpe, care în fiecare duminică, începând cu ora 16, va susține o serie de prezentări din cărțile Daniel și Apocalipsa, cu titlul Descoperirea Speranței. Și tot legat de programele noastre, am bucuria să vă anunț că în această seară va fi lansată pe canalul de YouTube Speranța TV o nouă piesă a celor de la The Four, cu titlul Iisus stă și bate. Iată câteva imagini și acorduri din acest clip. Iisus stă
și bate la inima ta. Oare de ce nu-i răspuns? Nimic nu-i mai scump decât dragostea sa. Aici se încheie jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Dacă doriți să fiți la curent cu acțiunile desfășurate de biserică, vă încurajez să vă abonați la buletinul informativ transmis săptămânal, accesând linkul de pe ecran, disponibil pe site-ul advent.ist/newsletter sau abonându-vă la canalul de Telegram Adventist România. De asemenea, puteți solicita pastorului dumneavoastră local linkul de WhatsApp prin care puteți parcurge aceste informații. Și bineînțeles, dacă aveți evenimente pe care le doriți difuzate în jurnalul de știri, ne puteți scrie la adresa contact@speranțatv.ro. Să aveți un sabat binecuvântat!